Un italian în vârstă de 53 de ani a fost trimis în judecată pentru abuz agravat în familie după ce soția lui a depus o plângere conform căreia bărbatul îi interzicea să se spele sau să folosească mașina de spălat pentru a nu consuma apă și curent electric. Femeia, mama a două fetițe minore, era constrânsă să stea seara pe întuneric împreună cu copiii pentru a economisi la factura de curent. Eu sunt singurul care muncește și aduce bani în casa asta. Aceasta era fraza pe care bărbatul o repeta când găsea vreun bec aprins sau când soția își exprima dorința de a face un duș. Boilerul era deconectat de la rețeaua de curent electric și în casă se folosea doar apă rece. Ar fi putut merge la rude pentru a se spăla, dar soțul i-a interzis să meargă acasă la părinții ei, de teamă că le va povesti condițiile în care o obligă să trăiască. Teama că i-ar fi putut lua fetițele a făcut-o pe femeie să nu reacționeze în niciun fel și să accepte pentru o bună perioadă viața pe care soțul său i-o punea la dispoziție. Dacă se întâmpla să încalce vreo regulă, bărbatul o jignea sau chiar o lovea. La un moment dat însă nu a mai suportat și a fugit din casa pe care ajunsese să o considere o adevărată închisoare. În urma plângerii, soțul ei, care va fi reprezentat de avocatul Pavia, a fost trimis în judecată pentru abuz agravant în familie. Acum femeia și fetițele se află în grija serviciilor sociale și își caută un loc de muncă pentru a se putea întreține singură. Unica sa dorință este să poată trăi în pace cu copiii ei. Învinuitul a respins toate acuzațiile, relatează rotalianul.ro.